Călimănescu este gazda multor evenimente cu tematici diferite, de la consătuiri din acestea sau întâlniri ale oamenilor de afaceri pe diverse domenii, până la activități culturale, activități sportive. Ne bucurăm că cei de la Ministerul de Interne au ales și anul acesta orașul Călimănești pentru desfășurarea acestei etape finale a concursului de judo și noi am fost solicitați să punem la dispoziție, să zic așa, baza materială de desfășurare a acestui concurs, respectiv sala de sport a Liceului Tehnologic și de Turism a orașului, precum și al orașului, precum și sala de festivități a aceluiași liceu. Printr-un protocol aprobat de Consiliul Local Călimănești, am reușit să punem la dispoziție aceste două săli și pentru buna desfășurare a concursului respectiv, bineînțeles că sunt asigurate și celelalte condiții, mă refer aici la implicarea poliției locale și a celor de la Poliția Națională, în așa fel încât să nu fie perturbată în niciun fel această activitate. Ne bucurăm și suntem onorați că, iată, din ce în ce mai mulți oameni, reprezentanți ai instituțiilor publice centrale, caută să-și desfășoare anumite activități pe raza orașului nostru și pentru noi nu există din aceste, să zic, participări decât motive de bucurie pentru promovare și pentru că suntem recunoscuți, inclusiv cei care astăzi vor fi premiați, și-au exprimat, să zic, respectul și aprecierea pentru condițiile pe care noi am reușit să le punem la dispoziție. Domnule primar, după cum se știe, sub conducerea dumneavoastră, orașul Călimănești a avut și are o vizibilă dezvoltare în mai multe domenii, pe infrastructură, pe cultură. Puteți să-mi enumerați câteva dintre proiectele pe care le aveți în desfășurare în momentul de față? Da, orașul Călimănești în ultimul timp a cunoscut o dezvoltare care se reflectă în numărul de turiști, pentru că activitatea de bază în orașul nostru este această activitate turistică de alimentație publică și de oferire a condițiilor pentru tratamentul balnear și nu numai a unor afecțiuni interne sau reumatismale. Pe lângă acest turism, să-i spunem, medical, Călimănești oferă și bune condiții pentru un turism monahal. Știți bine că avem câteva mănăstiri deosebite pe teritoriu și cu siguranță toți au auzit de mănăstirea Cozia, mănăstirea Turnu, mănăstirea Stănișoara sau schitul Ostrov, mănăstirea din Ostrov, care oferă, încă o dată spun, condiții deosebite pentru acest turism monahal. Suntem cu o echipă statistică. Statistica este pentru noi îmbucurătoare pentru că an de an ne-a oferit imaginea unei creșteri a numărului de turiști care ne vizitează localitatea sau care vin la tratament. Spun deseori că din 2012 până în 2017 numărul acestora s-a dublat, respectiv de la 78.000 am ajuns la 160.000 de turiști pe an, iar din 2017, respectiv 2018-2019, creșterea a fost substanțială, în jur de 10-15% pe cei 2 ani. Cu siguranță ne
propunem să păstrăm acești turiști, dar să câștigăm și alții și pentru acest lucru, cu siguranță, orașul Călimănești trebuie să-și îmbunătățească infrastructura generală și, bineînțeles, aici incluzând și infrastructura în turism. Pe lângă eforturile făcute de primăria orașului Călimănești, de cetățenii din Călimănești, trebuie să recunoaștem că eforturi mari au fost făcute și de către agenții economici care își desfășoară activitatea în domeniul turismului din localitatea noastră și iată că acest efort conjugat al nostru împreună cu agenții economici a dat și dă roade în continuare. Eu să vă spun că în momentul de față desfășurăm sau implementăm 5 proiecte cu bani europeni în infrastructura orașului nostru. Un proiect extraordinar de important pentru noi este acela de modernizare a străzilor din stațiunea balneară Călimănești-Căciulata și în urma căruia vor fi modernizate peste 30 de străzi, în final peste 16 km de aceste străzi și nu este vorba numai de asfaltare, este vorba de modernizare, ceea ce presupune că vom avea sisteme de preluare a apelor pluviale și de dirijarea lor în emisarul Volt, că vom avea trotuare modernizate, că vom avea lărgiri ale străzilor deja conturate și vor fi construite sau sunt deja construite ziduri de sprijin pe anumite porțiuni din aceste străzi, că vom avea intrări în gospodăriile populației, toate refăcute și aduse la un nivel destul de bun. Acesta este unul dintre proiecte. Un alt proiect frumos este acela de construire a unui parc, mic, dar foarte important, care va reda, să zic, turismului și va îmbunătăți imaginea din zona de trecere din Călimănești în Căciulata, undeva pe partea dreaptă, în sensul de mers spre Sibiu, o zonă care era, în care aveam un teren deteriorat, traversat de numeroase conducte și numeroase canale, și care ușor-ușor, iată că se transformă într-un parc de agrement, dar și parc tematic, care sunt convins eu că va fi vizitat atât de locuitorii orașului nostru, cât și de turism, și mă bazez și pe cei aflați în trecere, fiind un parc în imediată apropiere sau la limita drumului național, cu siguranță cei care trec prin stațiunea noastră se vor opri atrași de acest parc. Acest parc, vă spuneam că este și un parc tematic, creează sau aduce în imagine istoria localității noastre, istoria balneară a localității noastre, fiind vorba de Poiana lui Căliman, cea care, să zicem, stă la începutul tratamentelor balneare, bineînțeles, așa cum s-a scris istoria, mai toate tratamentele au fost începute pe animale, și aici s-a întâmplat la fel, deci un crescător de animale, crescător de vite, păscând aceste animale pe porțiunea de poiană, au observat că cele care trec prin mlaștina respectivă nu se mai îmbolnăvesc, nu mai fac boala picioarelor, cum este cunoscută, de fapt o necrobaciloză, și atunci se presupune că ar fi începutul acesta balnear al stațiunii noastre. Un fel de nămol terapeutic. Categoric.
sigur, apele respective sau porțiunea de teren respective era îmbibată cu aceste ape termale și apele respective, în loc, sau mlaștina respectivă, în loc să producă rău, producea bine, lucru pe care oamenii l-au observat și ușor, ușor, el, aceste ape minerale au fost recunoscute ca fiind tămăduitoare și iată am ajuns la dezvoltarea localității noastre. Deci acesta este în primul rând rolul al parcului care va fi în curând terminat în porțiunea de teren pe care v-am descris. Un alt sau alte proiecte, spun eu, necesare pentru localitatea noastră, mai ales pentru elevii care învață în școlile orașului nostru, a copiilor din orașul nostru, sunt cele de eficientizare a clădirilor, grădiniței cu program prelungit și a școlii generale Jiblea Veche, lucrări care la fel se află în derulare. Un proiect care își va începe implementarea în curând este cel de eficientizare energetică a sistemului de iluminat public. La fel, spun eu, un proiect nu numai necesar, dar care va aduce și o îmbunătățire a imaginii orașului, având în vedere că se reface iluminatul public pe toate calea lui Traian, vor fi amplasați stâlpi noi, stâlpi care nu vor găzdui decât lămpile care vor ilumina această cale a lui Traian, acest drum extraordinar de circulat, dar și cablul respectiv va fi introdus subteran, dar în același timp trebuie să vă spun că datorită bunei colaborări cu cei de la CES, dânsii sunt în situația de obținere a autorizației de construire și de a ridicarea acestor stâlpi care susțin firele respective și acestea vor fi introduse prin canal subteran și atunci sigur vom avea și un iluminat public de calitate, dar și o imagine a orașului îmbunătățită. În celelalte localități vor fi înlocuite toate lămpile. Acest sistem va beneficia și de un sistem de telegestiune. Cu alte cuvinte, chiar dacă numărul lămpilor se va dubla față de cel aflat la ora actuală în teren, consumul va fi la jumătate. Vom face, deci, iată și în acest caz, o economie substanțială, o economie de care avem nevoie. Pe lângă aceste proiecte de infrastructură, desfășurăm și un proiect social, un proiect care se adresează populației defavorizate din Jiblea Veche. El se desfășoară deja de un an de zile, care se referă la învățământ, la muncă, la trai, activități deosebite în care sunt cuprinse peste 600 de persoane. 100 dintre ei vor beneficia și de lucrări de îmbunătățire a locuinței. Avem deja o primă promoție de ospătari, de acest sistem de recalificare și la ora actuală alți 20 desfășoară cursuri de bucătari și în curând vor absolvi aceste cursuri. Sunt o serie de copii care sunt cuprinși în
sistemul acesta after school, deci își desfășoară activitatea și după terminarea orelor de curs. Sunt lucruri extraordinar de benefice și aș face referire numai la posibilitatea de a servi o masă caldă a acestor copii care fac parte, așa cum am spus, dintr-o populație defavorizată, aflată în număr mare în localitatea Jiblea Veche. Din păcate, trebuie să spun că avem și alte trei proiecte cu fonduri europene, proiecte extrem de importante pentru noi, care au fost depuse în termen la adresul Vest-Oltenia pentru a fi evaluate, au fost evaluate atât din punct de vedere al eligibilității, dar și din punct de vedere tehnico-financiar. Am avut vizita în teren a specialiștilor de la ADR Sud-Vest-Oltenia pentru toate aceste proiecte, dar axele din care fac parte aceste proiecte, respectiv 7.1, care se referă la fonduri pentru stațiunile balneare, 13.1, care se referă la fonduri pentru orașele mici, dar și 3.1b, care se referă la fonduri de eficientizare energetică a clădirilor publice, sunt în lista de așteptare din lipsa de fonduri sau din terminarea plafonului pentru aceste axe repartizate de către Ministerul Dezvoltării regiunii Sud-Vest-Oltenia. Deci spun toate aceste lucruri că, de exemplu, pentru axa 7.1 a stațiunilor balneare, plafonul acesta de 15 milioane de lei poate și a fost foarte repede, 15 milioane de euro, a fost foarte repede epuizat și el s-a putut accesa de către toate stațiunile turistice și nu numai balneare, turistice, din județele care fac parte din regiunea Sud-Vest-Oltenia. Aceste proiecte au avut un plafon maxim de 5 milioane de euro, deci cu trei proiecte mari, pur și simplu, epuizai acest plafon. O sumă foarte mică. Avem totuși speranțe de suplimentarea acestor fonduri, de repartizarea de la axele care n-au fost sau n-au consumat banii de care puteau să beneficieze și să intrăm și cu aceste proiecte în finanțare și atunci, cu siguranță, orașul nostru va beneficia de fonduri europene de peste 25 de milioane de euro, care vor duce inevitabil la transformări importante, atât, vă spuneam, a infrastructurii generale, cât și a infrastructurii balneare. Tot ne aflăm la jumătatea lunii octombrie, se apropie iarna, cu pași mici deocamdată. Cum stați cu pregătirea pentru încălzirea orașului pe timp de iarnă? Aici avem un oraș cu o populație care folosesc diverse sisteme de încălzire a locuințelor. Avem pe cei de la blocuri care beneficiază de sistemul centralizat de încălzire, sistem centralizat care este administrat de către CET Govora, sistem centralizat care beneficiază ca și sursă de obținere a agentului termic apa geotermală, de care, trebuie să o spun deschis, nu e niciun fel de secret, toată lumea știe, nu suntem foarte mulțumiți. Nu suntem foarte mulțumiți din două puncte sau din două motive mari. Odată, Foradex-ul nu reușește să dea cantitatea necesară pentru ca acest sistem să fie eficient și, pe de altă parte,
nici CET-ul nu a întreținut atât de bine sistemul încât el să fie, să fie eficient. Categorii nici unii, nici alții nu pierd. Singurii care pierd sunt cetățenii orașului Călimănești. Suntem noi cei care trebuie până la urmă să asigurăm un serviciu eficient pentru cetățenii noștri. Avem discuții de mulți ani și probabil ne vom hotărâ sau suntem hotărâți să preluăm acest sistem de la CET-Govora. Nu este ușor, ne trebuie specialiști. Avem un contract cu dânsii și nu putem să nu respectăm acest contract, dar sunt convins că și dânsii și noi vom ajunge la o soluție care să fie în beneficiul cetățenilor noștri și, și noi și CET-ul trebuie să găsim acea cale de bună înțelegere, încă o dată spun, în așa fel încât acest serviciu să fie de bună calitate. O parte, o altă parte a populației, mai ales cei de la case, se încălzește cu această sursă, fiind gazul metan, deci cu centrale pe gaz metan. Aveți în, și în ultimul timp foarte mulți cetățeni au trecut de la sistemul de încălzire pe lemne la acest sistem și au avut în vedere, să zic așa, și prețul foarte mare care, la care a ajuns lemnul de foc. Pentru cei care se încălzesc încă cu lemn de foc, prin serviciul social al primăriei Călimănești, am primit cereri pe care le-am dirijat către Ocolul Silvic Călimănești și aceștia ne-au comunicat unde au posibilitatea să pună la dispoziție acest lemn, la ce preț și deci avem, din punctul ăsta de vedere, o comunicare destul de, de bună. Mergem greu totuși cu racordurile la sistemul de gaz. Se știe că aceștia sau un racord la sistemul de gaz durează cel puțin 6 luni, dar avem oameni care așteaptă 8 luni, un an și nu știu cât. Oamenii nu mai pun problema neapărat a costurilor, cât a acestui timp extraordinar de mare de așteptare. Iată că, așa cum a spus, nu mai este mult până la venirea sezonului rece și încă insistăm ca aceste lucrări să fie, să aibă o frecvență crescută. Unul dintre punctele forte în mandatul dumneavoastră pentru înfrumusețarea orașului a fost reabilitarea fațadelor clădirilor, care sunt clădiri care se găsesc pe, la marginea drumului național. Cum da, nu suntem mai la un ce nivel, să zic, care ni l-am fi dorit din acest punct de vedere. Noi am făcut de câțiva ani adrese la toți proprietarii. Majoritatea au luat măsuri. Majoritatea au luat măsuri și mă bucur că se vede acest lucru. Mai avem 2-3 clădiri, din păcate, cu o valoare, să zic, arhitecturală, dar și istorică, importantă și tocmai acestea n-au beneficiat de lucrări de reabilitare, nu mai vorbesc de lucrări de modernizare, dar măcar de aceste lucrări de conservare sau de reabilitare. Vom insista ca și acestea să fie cât mai repede, să beneficieze cât mai repede de aceste lucrări. Aceste lucrări trebuie făcute de către proprietari. Noi insistăm de câțiva ani buni și pe îmbunătățirea imaginii blocurilor pe care le avem în localitate. Anul acesta vom reuși să îmbunătățim imaginea, dar și confortul celor două blocuri din Căciulata, cele mai vechi blocuri de la noi din oraș și, bineînțeles, vom continua cu celelalte.
începând cu anul următor. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru scurtul interviu și să ne revedem cu bine data viitoare. Vă mulțumesc și eu și cu siguranță vă așteptăm de câte ori dumneavoastră aveți posibilitatea aici la noi acasă, că chiar dacă acest interviu este luat în birou de la primărie, sunt convins că ați fost în oraș și sunt convins că ați luat imagini din oraș și mă bucur că ați observat lucrurile bune. Cu siguranță mai sunt multe, multe de făcut, dar din lipsa aceasta de fonduri pe care o simțim cu toții, o resimțim cu toții. Ele sunt, să zic, fonduri care, odată implementate sau lucrările odată implementate cu aceste fonduri europene, vor duce la îmbunătățirea nu numai a imaginii, dar și a nivelului de trai al populației călimănești. Vreau să vă spun că populația din Călimănești chiar are posibilitatea să fie toată ocupată. Avem posibilitatea să nu mai avem șomeri, ceea ce este un lucru extraordinar. Ne confruntăm, ca toți ceilalți, cu lipsa forței de muncă, mai ales cu forța de muncă calificată, dar sperăm noi că, odată cu modernizarea Liceului Tehnologic și de Turism, cu trecerea lui în sistemul acesta de campus școlar și chiar în care chiar funcționează și o școală cu sistem de învățământ universitar, vom beneficia de rezultatele acestei școli și această forță de muncă calificată va fi disponibilă pentru nevoile orașului Călimănești și nu numai. Știți că cel puțin liceul nostru a fost un brand național, era singurul liceu din lumea asta, a trecut prin momente grele, am reușit de lucrările de reabilitare și de modernizare au fost terminate, an de an numărul elevilor care au fost înscriși în acest liceu a crescut și sperăm ca în curând să revenim acolo unde ne este loc.